Anul acesta, inclusiv așteptatele sărbători de iarnă, vor fi afectate de restricțiile impuse în contextul pandemiei. Vorbim despre Târgul de Crăciun din Sibiu, care se va redeschide anul acesta doar pentru persoanele cu certificat verde. Târgul de Crăciun din Piața Mare de la Sibiu, anulat iarna trecută din cauza pandemiei, va avea loc în acest an, în perioada 26 noiembrie-2 ianuarie. Organizatorii au anunțat faptul că pentru a avea acces, oamenii trebuie să prezinte certificatul verde COVID. Asta este. Ne conformăm. Dacă vrem să ne ducem sălă, ne facem, dacă nu stăm acasă. Trimitem vecinul, trimitem pe mama, pe tata. Cine vrea se vaccinează, cine nu, nu. Nu te mai duci la târg, stai acasă. Trimis pe vecinul că tu n-ai făcut vaccinul. De exemplu, 2500 de persoane vor putea intra în același timp în zona în care are loc Târgul de Crăciun, deși spațiul ar permite de 3 ori mai mulți participanți. Nu ne mai ducem la târg, că n-avem cu ce. Pe undeva trebuie să facă toată lumea. Dacă la noi nu merge de vorbă bună, într-un fel trebuie să meargă și așa. Cum spun la televizor, e mai bine făcut, să fie făcut acest vaccin, ca să nu avem probleme, să vede toată lumea ce e prin spitalele noastre. Spațiile libere din cadrul târgului vor fi extinse pentru a se evita aglomerația și vor fi amplasate cel mult 80 de căsuțe, comparativ cu 120 câte erau la edițiile de dinaintea pandemiei, spun organizatorii.